Jador și Alex Velea au lansat multe piese împreună, toate bucurându-se de un real succes. Legătura dintre ei s-a rupt însă brusc, iubitul Antoniei nedorind să mai colaboreze în vreun fel cu cântărețul de manele. Până acum, artiștii au evitat să vorbească despre ruptura care s-a produs între ei. Jador însă a rupt tăcerea și a recunoscut că Alex Velea este supărat pe el de când a ales să facă anumite schimbări pe plan profesional. Manelistul este deschis la o împăcare și a rugat pe urmăritorii săi să-i transmită acest lucru și artistului cu care în trecut a avut o relație de prietenie. Cred că este supărat pe mine din unele motive, presupun că știți și voi de ce, dar spuneți-i că noi doi am schimbat muzica și că ar trebui să facem asta în continuare, așa că transmiteți-i asta și că îl iubesc, le-a spus Jador urmăritorilor săi pe contul său personal de Instagram. În continuare, Jador s-a arătat sceptic în privința unei noi colaborări cu Alex Velea, cel puțin în viitorul apropiat. Manelistul și-a anunțat totuși admiratorii că va lansa curând o piesă care va avea ca tematică viața pe care o are dincolo de lumina reflectoarelor. Următoarea piesă va fi despre tot ceea ce se întâmplă în spate, tot ceea ce fac eu aici, tot ceea ce fac eu după concerte, înainte de concerte, distracție, viața mea din spatele tuturor, a mai adăugat Jador.